Bună dimineața! Este 5 fără 25 dimineața, iar minunata pisica prietenei mele nu are somn și plânge foarte tare. Efectiv, nu mai pot de somn, dar ea plânge, adică o auziți? Chiar nu-mi e somn deloc. Mulțumesc, Luna. Ciao, ciao. Haide. 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 Eva. Haide. Haide. Ia, zâmbește la cameră. Fă botic de rață la cameră. Bravo, Eva! Hop! Ce faci, Mărie? Te ascund după ușă. Hello! Am plecat să-mi recuperez copilul. M-a dus eu pe Luna de la Evelina. Bine, o să mă ajute ea să o duc acasă. După aceea vreau să mă duc să-mi ridic coletul de la Easy coletele de la Easy Box. Am două colete de ridicat. Adică v-am zis, nu știu dacă v-am zis, că am primit cadou de Moș Nicolae un ceas, un smartwatch. Mă rog, e Apple, ok, ca să vă lămuresc. E un smartwatch pe care mi l-am dorit pentru că nu mai vreau să-mi folosesc telefonul la unghii, tocmai ca să nu mai zgârii, că așa la cât pe am băgat în el. Și mi-am luat o lupă pentru poze, dar vi le arăt când le iau și mă duc să-mi iau pisica. Da, știu că vreau să mă duc până la Pepco să-i cumpăr ceva lui Sormea cadou de ziua ei, pentru că n-am apucat să-i cumpăr nimic. Și cam asta e. Și până ne auzim mai târziu, pa! Ce fac, iubitele mele? Ești obosită, Eve? Luna! Ce faci, mami, tu? Bună ziua! Hai, du-mă încoace. Ce faci? Nix. Hai să vedem ce a luat Lisi de la Pepco, vrei? Hai. Hai să vă arăt și voi ce am luat de la Pepco. Sper că mă vedeți acolo. Nu fața mea interesantă. Am luat și hârtie de împachetat. Una am avut una albastră. Desfacem și coletele astea pe care le-am luat de la, Easy Box. Așa. Două fețe de pernă. Stați așa să le desfacem, să le văd și eu cu totul. Uitați. Curent, foarte, foarte frumoase. Mi-au plăcut astea mult de tot, cu albastru așa pe spate. Și vreau să le pun aici în sfragerie să le schimb pe cele argintii pe care le-am. Și am luat două din astea. La fel. Așa. Da. Și am luat niște șosete pentru copii. Am luat cu natei mele. Astea sunt 0,15, cred că sunt cele mai mici. Pentru copilul care urmează să vină pe lume. Asta, care miroase a... habar n-am. Rose, a trandafiri. Chiar miroase super, super bine. Care arată cam așa. Și am luat două seturi din astea de pungi, din acelea... stați că vă arăt imediat. De vidat, dar sunt din astea cu clipsuri. Am mai avut eu. Din astea care se fac așa și pot să le bag și la congelator. Și chiar mi se par super. Am mai avut unul și mi-a părut rău că n-am luat atunci mai multe, iar acum mi-am luat două cutii. Și cam atât. Și acum hai să deschidem și coletele astea. Așa. Oh my God. Aici avem smartwatch-ul care este de la Amazon Alexa, iauzi, Fitness Tracker, Your Healthy Tracker, care este de la Verifit. Hai să vedem cum este. Așa, avem și
firul de la încărcător și aici e ceasul, tot așa două secunde că pot să-l scot. Cam așa arată ceasul. E foarte drăguț. Am dat asta jos și hai să-l aprindem. Cât de-i se aprinde, nu? Habar n-am. Cred că da. Trebuie să-l bag în priză sau ceva. Cred că nu are baterie. Să vedem cum se bagă în încărcat. Ah, e cu cablu. Pichetul la fel ca al soțului meu. Da, are încărcător din acela cu magnet. Imediat vă arăt. Stai să-l desfac. Așa. Și în momentul în care îl băgați la încărcat, conectați aici și ăsta în priză. Un solbar încărcat și vă arăt apoi cum funcționează. Că aia se încarcă, hai să desfacem și pe, să desfacem și pe ăsta. Asta apare, se-ar desface mai ușor. Așa. Și mi-am luat asta. Ah, e ok. Cutia era diferită. Mi-am luat o lupă pentru făcut poze la unghii, care arată așa. Cam așa. Și cam așa. El e mare. Așa. Iar aici are protecția pentru lupă și are și un ăsta. Adică pot să îi pun ăsta așa și să nu se zgârie gen, știți? Așa. Și să o bag și în săculeț. Și chiar este foarte, foarte drăguță. Facem niște poze în seara asta, că și așa în programare. Uite așa. Și cam asta e. Și restul le pot arunca, că iar am făcut aici și nu ajungă. Da. Uite. Ne auzim mai târziu. Bună dimineața! Mă cerci? Da, de ce? Ce faci, iubita mea? Bună dimineața! Ce
faceți așa cum ați văzut, m-am trezit și eu. Și... ce am la 30? Vreau să-mi fac niște cereale cu lapte să mănânc. Să vă pun aici. Și mă spăla și pe față, vedeți? Și acum vă spun că mi-este foame. Da. Așa. Să-mi fac și o cafea. Nu prea am. Am dormit destul de târziu, să știți. Adică e 11 acum ceasul. Și ziceam că am adormit destul de târziu. Să-mi fac o cafea. Ziceam, m-am trezit destul de târziu, dar asta pentru că am adormit și mai târziu, ori așa. Și, na. Să-mi fac cafea în cana asta cu steluțe. Ok, n-am mai vorbit de foarte mult timp pe Vlogmas, ieri nu am avut Vlogmas, astăzi nu știu, nu cred că o să avem. Ideea este că nu am avut ce să filmez și nici chef și nici stare, nu știu de ce. Ideea este că o să postez Vlogmas ori sâmbătă-ori duminică, astăzi este vineri, așa că vreau să-mi cer scuze că nu a fost Vlogmas. Acum este vineri, ora 6:30, am rămas singurică pentru că soțul meu a plecat la țară. Și sunt doar eu cu Luna și încă o dată îmi cer scuze că nu avem Vlogmas. Bine.